Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri! Vineri și sâmbătă, brăilenii au ocazia să scape de aparatura electrică veche și defectă în cadrul unei noi campanii intitulată Locul deșeurilor nu este în casă, trimite-le la plimbare. Centrele de colectare vor fi deschise între orele 10 și 17 pe Calea Galați, în parcarea Stadion, Calea Galați, în parcarea Blocului Turn, bariera Călărașilor între strada franceză și bulevardul Dorobanților, strada Pietății Complex Mic, cartier Obor, fostul Complex Dinamo, șoseaua Buzăului lângă spital, șoseaua Vizirului, intersecție cu șoseaua Mecanizatorilor și în piața Independenței lângă statuia Ecaterina Teodoroiu. Toți deponenții vor participa la tombolă cu premii sau vor primi tichete de tip voucher. Premiile oferite sunt 3 frigidere, 5 cuptoare cu microunde, 5 aparate de gătit cu aburi și 5 cafetiere, iar câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sort sâmbătă 4 august la ora 20 la primăria Brăila. Sâmbătă și duminică, brăilenii sunt așteptați la o nouă campanie de colectare de deșeuri de echipamente electrice și electronice. Și pentru prima dată, organizatorii au decis să acorde pe lângă premii și ceva bănuți, respectiv tichete de tip voucher. Pentru echipamentele electrice sau electronice voluminoase se asigură transport gratuit de la domiciliu, care poate fi programat prin apelare la numerele de telefon 0751 582 835 sau 0725 450 972. Dacă până acum cele trei campanii anterioare au avut loc într-o singură zi, fiecare, ne-am gândit că este mult mai bine ca de acum înainte, în municipiul Brăila, să organizăm campanii de câte două zile. Asta pentru că, din experiență, ne-am dat seama că câte o zi a fost insuficient de a desfășura activitatea în municipiul Brăila. Data trecută, telefoanele au sunat foarte mult și n-am reușit să satisfacem absolut toate cererile pentru ridicări de la domiciliu. Această campanie vine ca urmare firească a ceea ce s-a întâmplat anterior, două campanii anul trecut și una în acest an, în data de 31 martie. Toate cele trei campanii au avut un succes deosebit, mai ales pentru această zonă a țării. Anul trecut s-au colectat numai din municipiul Brăila 22,5 tone de deșeuri de echipamente electrice și electronice, iar anul acesta a fost o singură campanie unde s-au colectat 9 tone de deșeuri. Sperăm ca acum să se colecteze cel puțin la fel. Deși este foarte cald afară, poate lumea este în concedii, ne-am gândit să venim cu ceva nou față de ce a fost în trecut. Să stimulăm, poate, sau să oferim o mică recompensă celor care sunt dispuși să se debaraseze de obiectele mari din gospodărie vechi și stricate. Și anume, oferim pentru în premieră tichete valorice pentru aparatele mari, aparatele de frig și mașinile de spălat. Nu știu dacă este o măsură bună sau nu, rămâne de văzut sâmbătă seara când vom contabiliza așa la rece ce s-a întâmplat în municipiul Brăila. Valoarea tichetului? Valoarea tichetului este de 10 lei. Dar pentru frigidere, pentru aparatele de frig și aici exclud acele frigidere foarte mici, tip hotelier, oferim 40 de lei în tichete valice. 4 tichete de câte 10 lei. Iar pentru mașinile de spălat, indiferent de ce tip de mașină, că spălat vase, spălat rufe, oferim 20 de lei. Totodată, acesta a mulțumit primăriei pentru tot sprijinul acordat, precizând că în toamnă speră să fie deschis și centrul de colectare din cartierul Chercea, de pe strada Cimbrului, un centru permanent care în timp va rămâne al primăriei Brăila. Nu în ultimul rând, acesta a declarat că un rol extrem de important în această campanie îl au voluntarii. Și să mulțumesc primăriei care ne-a ajutat foarte mult în toate campaniile care le-am desfășurat și în orice inițiativă. Am avut un suport deosebit din partea dânșilor. De asemenea, ne-au sprijinit foarte mult pentru realizarea acestui viitorului centru de colectare de deșeuri electrice și electronice. Sperăm ca săptămâna aceasta să semnăm contractul cu firma care va executa lucrarea de construcție și în toamnă deja să avem un centru funcțional.
Organizatorii acțiunii în plan local sunt Primăria Municipiului Brăila și Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodăriile Locale. ATI-ul va avea numai echipamente și cazarmament nou. Lucrările la cele 11 săli de operații continuă, iar atunci când vor fi gata, ele vor putea fi puse și la dispoziția celor care vor dori să opereze în condiții deosebite, dar contra cost. Îmbunătățirea actului medical și condiții hoteliere deosebite pentru pacienții dispuși să scoată bani din buzunar pentru un plus de confort pe perioada spitalizării, acestea sunt preocupările președintelui Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunastancu, pe care le-a împărtășit consilierii județeni la ultima ședință. Totodată acesta s-a arătat preocupat și de stingerea datoriilor mai vechi ale unității spitalicești, mai ales că a apărut o nouă reglementare în acest sens. Investițiile Consiliului Județean în domeniul sănătății brăilene continuă, iar președintele Consiliului Județean, Gheorghe Bunastancu, susține că în unele cazuri s-au făcut progrese remarcabile, în timp ce în altele sunt și piedici. Sperăm ca până în octombrie să se mute terapia intensivă în condiții omenești și cu șanse mai mari de a supraviețui cei care beneficiază serviciile din zona respectivă, are volumetria necesară, are circuitele necesare, o să aibă dotarea necesară, tot ceea ce intră în clădirea asta, totul va fi nou. Nu se preia nimic din ceea ce a fost până astăzi acolo. Vom vedea ce vom face, le vom vinde, le vom da la alții mai săraci, vom vedea ce le vom face cu ventilatoare și ceea ce vedeți de acolo. Deja cu patrule am început paturile normale pentru spital s-au luat câteva sute, o să cumpărăm în continuare, vor fi schimbate toate, că vor fi 700, că vor fi 900, toate vor fi schimbate, așa câte puțin, câte puțin, ca să nu simțim. Sunt încă discuții cu pediatria și cardiologia, am făcut o groapă acolo și ne-am oprit cu groapa respectivă. Sperăm că am dat colegilor mei și la juridic, îi spun și cu această ocazie, vă uitați, și mergem până la reziliere pe contractul cu Vamedo. Nu putem sta la infinit, avem 3-4 luni care ne rugăm de ei să înceapă. E culmea să te roage cineva să-ți dea bani. Cele 11 săli de operații pe care Spitalul Județean de Urgență le va avea în urma unui proiect realizat de Consiliul Județean vor fi destinate tuturor celor care vor dori să beneficieze de condiții deosebite. Sălile de operații mai avem o expertiză de făcut și sperăm să nu intrăm la consolidare, ci clădirea după calcul care să reziste așa cum este ea, cu niște calcule legate de greutate pe etajul 3. El deja este consolidat până la etajul 2 datorită ambulatorului, nu putem interveni acolo deoarece este un proiect european și pierdem bani. De proiect eligibil devine neeligibil dacă intervenim. Dacă intervenim pe afară, stricăm arhitectura, stricăm tot ceea ce înseamnă partea exterioară a spitalului și iar nu este în regulă. De aceea am rugat pe specialiști, nu știu, suntem acum în partea de achiziții a ceea ce înseamnă acest serviciu, că ne trebuie o ștampilă pusă de un expert, că nu sunt probleme cu clădirea respectivă dacă facem reabilitare. La urmă ne scoatem niște mese de operații de fontă, niște lămpi care au legătură tot cu fonta și cu greutatea și punem din astea, din zilele noastre de astăzi, în care metalul se pune pe aici și pe corea și e mai mult plastic, e mai mult aluminiu și așa mai departe. Fonta se folosește mai puțin în zilele noastre de astăzi. A rămas tot la 11 săli de operații, sperăm ca să mulțumim pe toată lumea, că și aici sunt fel de fel de discuții. Fiecare doctor vrea să aibă sala lui de operații. Nu se poate continua așa. Sălile de operații sunt ale spitalului, în ele vor opera cei din spital și vom pune la dispoziție și altora care vor să opereze în spitalul nostru, care sunt autorizați să o facă, iar pentru folosirea sălilor de operații, a terapiei și mai departe, vor trebui să plătească spitalul serviciile respective. Odată cu apariția coplății, Gheorghe Bunastancu susține că a venit timpul să se găsească soluții pentru cei cu dare de mână care își doresc ceva mai mult de la sistemul medical brăilean. A apărut și coplata de curând printr-o hotărâre de guvern în care poți beneficia de condiții peste standardul acoperit de Casa Județeană de Sănătate prin coplată, adică plătești diferența serviciilor la caserie. Dacă vrei să stai singur într-o rezervă, dacă vrei să ai asistentă la dispoziție, nu asistentă la 5 bolani sau la 10 bolani, ci să ai asistentă, atât trebuie să plătești. Asta înseamnă că îmbunătățim calitatea serviciilor și înseamnă că putem să mai facem angajări. Angajări care vor fi fie pe persoane fizice autorizate, care să deservească anumite cazuri izolate atunci când
este nevoie. Mâncarea va fi diferențiată, va fi mâncarea standard și vor mai fi cel puțin două clase peste. Tot vorbim de 2 ani, de 3 ani despre acest subiect. Acum a apărut legal. A apărut acum 2-3 zile o hotărâre de guvern în care avem de ăsta doamna manager Sin și domnul manager Sâmpetru să vă gândiți la condiții hoteliere superioare, să vă gândiți la alte standarde privind hrana, iar la o zi la alta, mai ales că este externalizat. Totodată acesta a precizat că în ciuda tuturor discuțiilor avute de conducerea Spitalului Județean de Urgență cu sindicatul, se dau în continuare bonuri angajaților și chiar există posibilitatea să se stingă ceva din datoriile vechi existente înainte de preluarea spitalului de către Consiliul Județean. A mai apărut o reglementare nouă, doamna Sin, care spune că cine își plătește datoriile curente, rețineți, curente, până la 31 decembrie 2012, îi se șterg în totalitate penalități, adică nu mai plătește penalități. Avem moștenirea, cu ghilimele de rigoare, lăsată de niște specialiști, gen Mihăilescu și alți specialiști, în frunte cu Ministerul, în care au dat salarii și am rămas pe cap cu plăți neefectuate către bugetul statului de aproximativ 50 de miliarde și astăzi am ajuns la penalități de aproape 30 de miliarde, neavând posibilitatea să le achităm din pentru că activitatea era și înainte de a veni Consiliul Județean la spital, dar nu a fost capabil să-și plătească acești... Dădeau salarii și nu aveau acea contribuție către bugetul statului. Unii spun că e penal, alții că nu, nu suntem noi cei care să analizăm lucrurile astea. Dar mă uit și constat că legea se aplică numai pentru unii și nu pentru toți. Una peste alta, șeful Consiliului Județean Brăila a declarat că va sprijini și pe viitor sănătatea și chiar s-a arătat optimist că au început să vină la Brăila medici noi. Pe 1 august are loc deschiderea festivă a festivalului și concursului internațional de canto Hariclea Darcle, la care sunt invitate autoritățile locale odată cu publicul brăilean, mare iubitor al artei cântului. Tragerea la sorți pentru ordinea de participare în concurs a numeroșilor tineri candidați veniți din toate colțurile lumii va fi urmată de recitalul sopranei Edith Borsos, laureata Marelui Premiu Darcle 2010, împreună cu baritonul spaniol Alvaro Lozano, acompaniată la pian de Ioana Ma. Maxim. Vor fi interpretate pagini de mare strălucire din creația lui Verdi, Tchaikovsky, Wagner, precum și aria Ebene Andro Lontana din opera La Valli de Catalani, inclusă în program la dorința Marianei Nicolescu, dat fiind că aceasta a constituit un mare succes al legendarei Hariclea Darcle în premiera mondială care a avut loc la Teatrul alla Scala din Milano cu exact 120 de ani în urmă. Organizatorii evenimentului sunt Fundația Darcle, Fundația Internațională Ateneul Român, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Primăria Brăila, Consiliul Local Municipal, Consiliul Județean Brăila, Prefectura Brăila și Centrul de Creație. Sănătatea costă enorm și pentru a-i face pe oameni să conștientizeze cât costă, ar trebui emisă o factură la sfârșitul perioadei de spitalizare, propune Ion Dumitru, unul dintre reprezentanții persoanelor vârstnice. Ce propuneți dumneavoastră se poate realiza la spitalele private, susține Ana Hrăpescu, membru al Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. Spitalul însă plătește medicamentele și toate serviciile, iar în situația în care aceste lucruri nu au fost asigurate, cererea pentru recuperarea banilor trebuie însoțită de foaia de la spital, iar unitatea spitalicească va plăti cheltuielile justificate cu acte, susține reprezentantul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, Roxana Fotin. Reprezentanții persoanelor vârstnice sunt nemulțumite de sistemul sanitar și au adus la cunoștința prefectului și a celorlalți membri ai Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice toate problemele cu care s-au confruntat. Unii chiar au venit și cu propuneri. Sănătatea costă enorm. Foarte mult costă. Puțin știu cât costă sănătatea. Pentru a-i face pe oameni să înțeleagă că acest sistem costă, de ce spitalul nu emite factură odată cu ieșirea din spital? Ai biletul de ieșire, domnule, pe dumneavoastră a costat aici, cât ți-am dat-o, două pastile, dar te-a costat un spital, atât ți-a bată. Banca îi suportă casa de sănătate, mai suportă dumneavoastră, cum e sistemul, normal. Dar să știe și omul cât plătește, cât este dator acolo la spitalul ăla. Eu așa aș vedea lucrurile. Că așa mi s-a creat impresia că toată lumea e obligată să asigure la sănătate. Orice.
dacă mă doare măsea un pic, dacă vreau să fac și o mișcare de obraj, așa să-mi asigure cartea de sănătate. Ori nu asigură chiar tot. Să vadă oricine că, domnul mi-a dat nimic decât două pastele. Da, două pastele. Pastela poate să coste un leu, pastela poate să coste 100 de lei pastela. Membrii comitetului au oferit explicații pentru a clarifica problemele ridicate. Într-o farmacie, tante, ia, fă și mie socoteală, două firame de anișoare. Mai sunt și multe alte cheltuieli față de medicație. Deci nu sunt foarte multe private. Mai sunt și alte cheltuieli față de medicație. Spitalele private, da. Mai ales dacă n-am nici contract cu casa. Automat, mă emit factură, vă spun tot. Problema e alta. La spitalele de stat nu se poate. De vreme ce se oprește. Se puneți o cerere la spital și spitalul vă decontează. Spitalul sau casa de asigurări? Mai puțin. Și m-a întrebat câte cazuri. Cum aș vedea de conta spitalul? Cazurile de tipul ăsta nu le decontează casa. Deci cererea se adresează direct la spital. Cu factura de la farmacie. Câte a decontat spitalul? Că nu decontează direct spitalul. Decontează direct spitalul. Deci dacă dumneavoastră sau cineva din familie va lua medicamente pe factură de la o farmacie limitrofă spitalului, se depune o cerere la spital. Vă reamintim că printre problemele ridicate la această ședință au fost și cele legate de îngrămădeala din unele saloane, precum și lipsa personalului sanitar pe unele secții. Proiectele trebuie făcute din timp, iar planurile se fac în avans pe mai mulți ani, susține primarul Aurel Simionescu. Totodată trebuie susținut financiar fiecare proiect în parte, iar dacă după finalizarea unor proiecte mai rămân ceva fonduri, acestea vor fi folosite pentru proiectele aflate în lista de rezervă. Municipalitatea se pregătește acum pentru un nou plan de acțiune pentru următorii ani, dar și pentru scrierea de noi proiecte. Lista aceasta de proiecte de investiții trebuie susținută financiar. Și atunci, vedem câți bani avem și așezăm pe ele. Sunt proiecte care se află în derulare, care au niște termene și care trebuie acoperite integral cu suma respectivă. Și sunt proiecte pe care ni le dorim, care trebuie să acționăm pentru ele. De la proiectele europene până la proiectele noastre mici, mărunte, etc. Și care sunt necesare. Ele se acoperă financiar în principal pe cele pe care le avem în derulare, că au fost licitații, că avem un contract și el trebuie acoperit, și rămân niște sume, pentru că bugetul trebuie să fie echilibrat. N-am voie să am mai multe cheltuieli decât venituri. Și atunci mă duc la venituri, cât mi-a mai rămas? Atâția bani. Acei bani, mulți puțini, îi împărțim pe niște proiecte pe care le dorim, care urmează a fi făcute, pentru ca proiectul respectiv să fie prins cu un leu, acolo, în lista respectivă. În momentul în care la 6 luni facem rectificare, sau la 9 luni, în octombrie, când avem voie să mai facem o rectificare, facem rectificare, constatăm că de la anumite proiecte ne-au rămas bani, că în anumite locuri am încasat bani mai mulți. E și partea alta că am cheltuit mai mult, cum este problema cu salariile, ce a întrebat Mihaela, pe care la 1 ianuarie nu știam că se va întâmpla așa. Deci, când facem acest lucru, atunci se mai pun niște bani la un proiect, la două proiecte, sau se renunță la ele, stai puțin, sau se renunță la unele dintre ele. Declarațiile au fost făcute de edilul șef la ultima conferință de presă. Practis, proiectul regional de alternative în carieră pentru tineri intelectuali șomeri a ajuns la final. Obiectivul proiectului este de a contribui la creșterea gradului de ocupare pe plan regional a tinerilor șomeri de lungă durată, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă cu studii superioare din regiunea sud-est în municipiile Brăila și Galați. Efectul pozitiv asupra grupului țintă îl constituie creșterea capacității de ocupare a unui loc de muncă, îmbogățirea competențelor și cunoștințelor profesionale, creșterea gradului de informare asupra oportunităților locale, încurajarea angajării și autoangajării, îmbunătățirea capacității de autoprezentare, conștientizarea necesității învățării și acumulării profesionale pe tot parcursul vieții. Durata de implementare a proiectului a fost de 21 de luni. Toate măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă au fost gratuite și nu au implicat niciun fel de costuri din partea persoanelor selectate, respectiv tineri șomeri cu studii superioare. Numărul șomerilor care au beneficiat de măsuri de consiliere, orientare și de acces pe piața muncii a fost de 70, deși în proiect estimarea a fost pentru 100 de persoane. De asemenea, 44 de persoane au beneficiat de cursuri de formare profesională din totalul celor 50 prevăzute în proiect. Au fost create astfel 6 locuri de muncă.
A fost un proiect de măsuri active, cofinanțat de Guvernul României prin Ministerul Muncii, din Fondul Social European, pe domeniul major de intervenție 5.1 și a avut ca principal obiectiv dezvoltarea și utilizarea mai eficientă a capitalului uman tânăr cu pregătire superioară din zona, din regiunea 2 sud-est și anume în zona urbană Dubrăila Galați. Inițial, proiectul a avut o totală eligibilă de 441.500 de lei, dintre care 22.500 de lei cofinanțarea solicitantului, iar restul de 419 asistența financiară nerambursabilă. Inițial, proiectul a avut, s-a preconizat, a durat 12 luni, până la urmă a durat 21 de luni. Obiectivele generale ale programului operațional pentru dezvoltarea resurselor umane, bănuiesc că îl cunoaște, sunt multe proiecte finanțate din acest program, care dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității acestuia, cu promovarea educației și formării inițiale și continue de calitate, inclusiv a învățământului superior și a cercetării, și promovarea culturii antreprenoriale. De ce l-am considerat noi necesar să implementăm acest proiect? La nivelul anului 2010, când am făcut analiza în vederea elaborării proiectului, am constatat că cea mai semnificativă scădere a ratei de ocupare în România se registra la nivelul persoanelor tinere, deoarece oferta ocupațională era sub cerințele acestora ca număr de locuri oferite pentru a fi ocupate, iar calificările și competențele tinerilor absolvenților nu corespundeau ofertei ocupaționale. Alte situații care, în mod general, conduc la non-participare sau non-angajare a tinerilor absolvenți sunt ofertarea de către angajatori a unor posturi eronant declarate ca fiind pentru studii superioare, deși responsabilitățile pot fi ușor îndeplinite și de persoane cu studii medii, apoi salariile necorespunzătoare cerințelor, un lucru generalizat în criza pe care întreaga economie europeană și chiar mondială o trece, apoi existența unor bariere suplimentare la angajare, care sunt puse în fața absolvenților fără experiență, iar din partea absolvenților, existența unor așteptări mult prea mari când ajung la prima oportunitate de angajare. De ce zona Brăila Galați? Cum bine știți, este o zonă unică în România, reprezintă a doua comunitate urbană la noi în țară în termen de populație, cu jumătate de milion de locuitori. Din punct de vedere economic, a fost semnificativ afectată de restructurarea sectoarelor economice și mai ales cel industrial și o constantă lipsă de locuri de muncă, de calificare înaltă, care să corespundă nivelului de pregătire acumulat de tinerii absolvenți. Din păcate, aceasta are un efect negativ asupra dezvoltării durabile a regiunii. Proiectul a fost implementat în cadrul programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, axa prioritară 5, promovarea măsurilor active de ocupare, domeniul major de intervenție 5.1, dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare. Biblioteca Județeană Panaiti Strati organizează o expoziție documentară cu tema Jocurile Olimpice cu ocazia Olimpiadei de Vară de la Londra. Primele manifestări ale Jocurilor Olimpice au avut loc în Grecia Antică în anul 776 înaintea lui Hristos, sub forma unui festival religios în cinstea lui Zeus. Olimpiadele moderne au ca simbol cele 5 inele olimpice ce reprezintă 5 continente. Acestea sunt întrepătrunse pentru a arăta universalitatea olimpiadelor. Astfel, sportivi de pe toate continentele și din ce în ce mai multe țări iau parte la cel mai important eveniment sportiv. Motoul olimpic este format din 3 cuvinte latine, Citius, Altius, Fortius, adică mai repede, mai sus, mai puternic. Acesta este întregit de crezul olimpic. Cel mai important lucru în viață nu este să triumfi, ci să lupți. Lucru esențial nu este să fii câștigat, ci să fii luptat bine. O nouă torță este creată în fiecare ediție a Jocurilor Olimpice. Fiecare purtător al flăcării poartă propria torță, doar flacăra fiind trecută de la purtător la purtător.
În prezent se știe că la cea de-a 30-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Londra vor participa aproximativ 10.500 de sportivi veniți din 146 de țări. Vor fi în total 302 probe sportive la 26 de sporturi. Biblioteca Județeană Panait Distrate vine în întâmpinarea utilizatorilor ei cu o inițiativă originală, organizând o expoziție documentară cu tema Jocurile Olimpice cu ocazia Olimpiadei de Vară de la Londra. Cărțile expuse în vitrinele bibliotecii cu tematică sportivă aparțin țării de lectură și secției de împrumut adulți, fiind disponibile cititorilor care le solicită.